locuitorii satului arădean Chereluș perpetuează un obicei unic și străvechi de sute de ani legat de sărbătoarea Paștelui. În fiecare an, familia unui gospodar de vază își anunță intenția de a deveni nașul Paștelui. În Joia Mare, familia respectivă pregătește 5 coșuri cu colaci, prescuri, ouă vopsite și un miel, care sunt plimbate într-o procesiune pe străzile satului până la biserică unde sunt sfințite de preot. Obiceiul păstrat din Străbun la Chereluș în Joia Mare reunește toată suflarea satului. Femeile pregătesc colăceii tradiționali, un fel de gogoși de post, cu care sunt serviți sătenii înainte de a pleca în procesiunea spre biserică. Ele au grijă ca numărul ouălor din coșuri să fie întotdeauna impar. Sătenii s-au adunat într-o coloană condusă de familia nașului și au plecat spre biserică, de unde au fost scoși prapurii care au fost purtați de copii și tineri într-o procesiune pe străzile satului, revenind apoi acasă la naș. Unul dintre obiceiurile care încă este viu în județul Arad este cel al făcutul Paștelor în Săptămâna Mare și anume în Miercurea Mare. Obiceiul îl găsim atât pe Valea Mureșului cât și pe Valea Crișului și chiar și în zona Chișineu-Criș, deci în câmpia de vest a României. Paștele sunt făcute de prescurăriță în ziua de miercuri, la ea acasă, în cuptor. Este vorba de cele 7 pâini care se frământă de o femeie iertată. În ziua de astăzi este ajutată, dar tot de femei bătrâne, deci uneori până la 7 femei frământă această pâine rituală și pe care, înainte de a o băga în cuptor, pune pe ea pecetea. Făina este însă dată de un om anume care se anunță cu un an înainte în ziua de Paști în biserică. Și acest, vine să-i zic naș al bisericii, dar nu este de fapt naș al bisericii, ci nașul Paștelor, are obligația să dea pe lângă toată făina care se folosește, vinul care se folosește în biserică vreme de un an de zile, lumânările care se ard în biserică un an de zile, să cumpere tămâia care se folosește și lumânarea mare care se arde de Paști. Și pe lângă asta mai face un dar bisericii și acesta constă fie în veșminte pentru preot, fie face un prapore, fie dă o icoană sau orice altceva care ajută biserica. Așa cum am zis, obiceiul acesta face parte dintre obiceiul levit. Ce înseamnă asta? Deci el intră în patrimoniul imaterial al județului Arad și începând din anul acesta există un program național de înscriere a tuturor obiceiurilor vii într-un registru național la București cu obligația de a fi păstrat, conservat, promovat și chiar de a fi, dacă îl împrumută altcineva, plătit, așa cum se face, să zicem, la scriitor cu drepturile de autor sau la artiști. Faza aceasta ultima încă nu este clarificată legislativ, dar toate celelalte funcționează. În județul Arad, într-un loc anume, se păstrează în forma lui întreagă, pentru că în timp au avut loc, sigur, diferite uitări, s-a ajuns până în situația în care acolo unde nu există prescurăriță, se comandă la brutărie, dar ritualul rămâne. Și de aceea mă voi referi la acesta care este complet. Deci exact așa cum era pe vremuri, a fost în acest an reconstituit la Chereluș, de către Ana Herlo, și el urmează toate etapele sau vechiul scenariu al practicii acestea rituale. Deci începe miercurea, se fac aceste pâini care după aceea sunt duse în biserică de către oameni care vin de la biserică cu prapori și cu preotul împreună, cu cantorul, vin la casa unde se găsesc ele, acolo sunt serviți cu ceva, dar mâncare de post, gogoși de obicei și sucuri, după care 14 fete, care în jur de 12 ani, deci fetițe cum ar veni, duc tot câte două, câte un coș cu această pâine.
Și pentru că tradiția în Chereluș era ca preotului să-i se dea și un miel, deci se duce și acest miel cu panglică în biserică. Ele sunt sfințite Paștele joia în biserică și după aceea, după ce se termină slujba de înviere, se dau oamenilor ca să mănânce. Este un consum din acesta colectiv ritual. Le-am pregătit vreo 2-3 ore. Deci prima dată se frământă, aluatul se lasă să se dospească și pe urmă se coc în cuptor. Acesta este obiceiul la noi. Înainte de Joia Mare se fac aceste prescuri care se duc la biserică de la casa cine se gândește să facă. În acest an m-am programat eu. În fiecare an o casă, un gospodar face aceste minunate prescuri pentru sărbătorirea învierii Domnului. Am făcut 9 bucăți de prescuri, 9 bucăți de pâine, se fac ouă vopsite în toate culorile. Asta este tradiția, se duce la biserică, se sfințesc și în ziua de Paște se împarte la creștinii care merg la biserică. Deci aceste ouă minunate, prima dată să ferb și pe urmă să ia vopseaua și să freacă în mâini. Și pe urmă să pun la uscat și pe urmă să freacă cu puțină slănină ca să fie foarte strălucitoare. Și să pun cu iarbă verde și la fiecare coș de Paște să pune și o farfurie cu un număr impar, ori 7, ori 9, depinde de gospodar. Asistăm la un obicei de Paști care se păstrează în Chereluș din moș strămoș. Obiceiul acesta este organizat în fiecare an de o altă familie, în general familiile care au posibilități materiale. În ce constă acest obicei? Bărbații și băieții îmbrăcați în costume naționale se duc la biserică după preoți și după prapori. Împreună alaiul sau cortegiul, mă rog, vin la casa unde se pregătesc Paștele și preiau anafora și vinul din care se fac Paștele. După participarea la casa celui care organizează Paștele, se merge împreună și femei de data aceasta și bărbați la biserică, unde are loc sfințirea Paștelor care urmează să fie împărțite enoriașilor după noaptea învierii sau în noaptea învierii. Este un obicei străvechi care merită a fi păstrat pentru că sunt foarte puține localități în județul Arad în care mai există acest obicei. Aici am făcut colăcei, cum se face la noi de Paște. Se face colăcei cu apă, cu sare și ulei. Și drojdie. Pe urmă îi coacem în ulei și îi servim cu zahăr. Ne pregătim cam de mult. Cam de mult ne pregătim. Cu colăcei de astăzi, dar cu pregătirile cu săptămâni în urmă. Îi servim la invitați. Astăzi, înainte de masă, s-au frământat cu apă, sare, drojdie și ulei. Și care au fost mai tânări, le-au copt. Și după ce scoapte, le pudrăm cu zahăr, pudră și le servim la oaspeți, pătăli. Am venit cu copiii ca să participăm la tradițiile acestui sat, acestei localități, pentru a duce Paștele, Sfintele Paști, în Joia Mare. Cu echipa de dansuri, moștenitorii noștri din Chereluș. Aici oamenii, conform obiceiului, au fost omeniți cu pahare de țuică, sucuri și colăcei. Între timp, femeile și tinerele fete au pregătit un miel viu, pe capul căruia a fost pusă o cunună, simbolizând cununa jertfei lui Hristos. După aproximativ un ceas s-a format coloana a doua, în frunte cu fetele, care au purtat coșul cu mielul și coșurile cu colaci și ouă vopsite. Au urmat tinerii cu prapurii bisericii, nașul Paștelui, familia sa și sătenii. S-a mers din nou la biserică, unde a avut loc o nouă slujbă. La biserică a fost oficiată o slujbă religioasă. Coșarele cu colăcei au rămas apoi în altar, urmând să fie sfințite în noaptea învierii. Mielul urmează și el să fie sacrificat în ajunul învierii.
După încheierea ceremonialului religios, sătenii au plecat la casele lor.
noastre stăpâniată fără de legile noastre. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și Franța-i noștri drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutine. Vreau să vă aduc mulțumire tuturor acelor care au participat la această procesiune și prin procesiunea aceasta... ocazia sărbătorilor pascale în comunitatea noastră ortodoxă din satul Chireluș. Este o tradiție mai specială când o familie credincioasă face această jertfă pentru pregătiri de Paști, la care participă tineretul credincioși din acest sat prin pregătirile cu prescuri, cu mielul ca jertfă, simbolizând jertfa adusă înaintea lui Dumnezeu, printre care se face acea frumoasă procesiune, înconjurarea bisericii, ajungând în biserică se face o binecuvântare a jertfei, care la rândul ei va fi sfințită în noaptea de înviere și împărtășită credincioșilor. Apoi se continuă Dinia celor 12 Evanghelii, ziua de astăzi de joi, ca Joia Mare, apoi vinerea, prohodul Mântuitorului Iisus Hristos, la care participă la fel în număr atât de mare tineret și credincioși și acestei parohii. Ideea aceasta a reconstituirii este cât se poate de benefică, odată pentru că cei care sunt interesați pot să vadă acest obicei de acum înainte anual, făcut în această formă arhaică, veche, el poate să devină chiar un brand al localității Chireluș, dar vorbind despre Chireluș, nu este singurul brand, pentru că ei au și costumul acela special de Chireluș, au un repertoriu de dansuri vechi pe care și-l păstrează și cu care se prezintă și astăzi la festivaluri și la concursuri și pe scenă. Și împreună ar face un ansamblu de tradiții care poate să prepună localitatea în atenția atât a turiștilor, cât și, eu știu, a celor interesați de tradițiile vechi românești, de tradițiile județului Arad, fiindcă în fiecare zonă există altceva. Noi trebuie să le promovăm și să le conservăm pe ale noastre. Ideea Anei Herlo mi se pare foarte fericită și binevenită în această situație, iar eu doresc să înscriu acest obicei, să face un dosar special pentru el, trebuie și acordul comunității care, ca să fie înscris în Registrul Național și îmi propun ca în acest proiect în care și Centrul Cultural Județean Arad este angajat, deci de a înregistra toate obiceiurile vii din județ, ca să încep cu Chireluș și cu acest obicei de făcut al pâinilor de Paște. În săptămâna mare care preced Sfintele Sărbători de Paște, fiecare zi are o semnificație specială. Acum, din tradiție, din vechime, în Miercurea Mare se încetează lucrul la câmp. De acum înainte, toată comunitatea se pregătește pentru slujba de înviere, pentru sărbătoarea de înviere a Domnului.
Sigur că în această perioadă se pregătesc toate cele necesare pentru Sfintele Sărbători, începând de la aluaturile care se pregătesc și este vorba despre Paști, despre prescuri, despre ouăle roșii, așa care sigur că ele au o semnificație specială deosebită pentru că întruchipează fecunditatea, reînvierea, care sigur fac referire și la reînvierea naturii care se petrece odată cu primăvara. Acum, în ceea ce privește aluaturile care se pregătesc pentru Sfintele Paști, ele se pregătesc de către femeile în vârstă, văduve, curate, cum ni se spun. Paștile pot să fie găzduite de către o familie care se oferă să pună toate cele necesare pregătirii paștilor sau, diferență de la comunitate la comunitate, se pot strânge acolo femeile mai în vârstă, văduve, așa cum am spus, și care pregătesc paștile la acea familie. Se poate să participe întreaga comunitate, aducând la familia, la gazda paștelui, toate cele necesare, începând cu făină, ulei, ouă, inclusiv bani sau tulei pentru pregătirea focului în cuptor pentru prepararea aluatului. Acum, în ceea ce privește această pregătire, după ce femeile în vârstă încheie prepararea aluatului, ele merg acasă, se spală, se îmbracă frumos și mai apoi se duc la biserică, unde se spovedesc la preot. În Joia Mare are loc o procesiune care pleacă de la biserică cu prapor și merg la gazda paștilor, unde se ține o slujbă mai particulară, dedicată acestor preparate, acestor produse care au fost făcute acolo, în care se sfințește casa, se roagă pentru sănătatea membrilor familiei care găzduiesc Paștele. Acum, sigur că în Joia Mare există anumite tradiții care, sigur, nu, multă lume nu-și mai amintește de ele și nici nu le mai păstrează. De exemplu, în ceea ce privește pomenirea morților, care se face ultima dată în cursul postului mare, de asemenea, faptul că în Joia Mare clopotele încetează să mai bată, de acum înainte se bate toaca, așa. De asemenea, există și Joia Mare, Joi Mare sau Joi Mărița, în care se spune că vizitează femeile care femei trebuiau să termine torsul cânepii până la vremea respectivă.